găsit, dragi prieteni, suntem în luna februarie 2017 la Hărțăgani. Încă un amănunt valoros pentru creșterea pomilor și de asemenea pentru obținerea unei recolte suplimentare la baza lor. Observați, pomul a fost săpat, un halou, un cer destul de mare în jurul lui, care să poată să afâne pământul și care să-l facă să respire și să primească, bineînțeles, o cantitate mai mare de apă. Pe deasupra, în toamnă, am incorporat gunoi, este ceva și vacă, gunoi de vacă și de oaie, care, bineînțeles, pe parcursul iernii și în primăvară, acum se va scurge în profunzime, oferind substanțe nutritive acestui gutui și altor pomi. De ce? Deci nu doar pentru creșterea pomilor este valoros, când pomii nu sunt de dimensiuni extraordinar de mari, în perioada, să zicem, a copilăriei lor, la baza lor se pot pune tot felul de plante și în felul acesta obținem o recoltă suplimentară. Gunoiul va fi bine încorporat, amestecat cu pământul propriu-zis, greplat și mai târziu vom putea pune ori flori, plante cu valoare de protecție, cât și ornamentale, se pot pune gălbenele, crăițe, în mod special crăițele. De la crăiță putem consuma petalele, care sunt pline de antioxidanți valoroase, dar în același timp și sunt plante companion valoroase, prin faptul că protejează împotriva multor insecte dăunătoare și gălbenelele sunt de asemenea bune, cât și condurașii. Putem spune crăițe diverse culori, dar se pot pune, eu am pus toamna trecută varză roșie la baza mai multor pomi și am obținut o recoltă considerabilă, suficient pentru noi, fără să mai fie nevoie să folosim un alt spațiu, oricum mai udam pomii din când în când pentru că era nevoie și a primit și varza roșie. Se pot pune chiar ardei sau alte plante de consum, am pus chiar și cât un vrej de castraveți și colo. Și în felul acesta îmbinăm frumosul cu utilul și putem să obținem o recoltă suplimentară la baza pomilor. Când va fi să însămânțăm probabil crăițele, o să revenim cu alte amănunte sau alte plante care vom hotărâ să le repicăm, să le presădim în zona aceasta la baza pomilor. Sănătate și Doamne ajută!